Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 16 mai. Da, suntem joi și este 16 mai 2024. Așa că ce am făcut azi, adică ce fac azi, fiindcă am organizat colonii în mare parte pentru a nu roi. Cei care au roit, am scos mărcile din colonii care au vrut să intre în friguri și am mai luat niște rame. De data asta am comandat niște rame din Brad. Cele de tei am renunțat la ele datorită că li se rupea marginea aceasta, asta să vă arăt. Deci la cele de tei li se rupea urechea asta. Foarte ușor se rupea. Fiindcă era liniile acelea, nervii lemnului erau invers și dacă forțai un pic se rupea. La cele de brad n-am avut niciodată această problemă. Sunt niște rame. Arată foarte bine, le voi monta clasic, voi încerca să le montez clasic, dar important este că cum capsez și găuresc ramele. Am acest aparat, dintre toate ustensilele din apicultură care le-am cumpărat, mi se pare cel mai bun lucru achiziționat. Fiindcă e destul de ușor de perforat și capsat ramele. Ai nevoie de capse și merge treaba foarte, foarte bine. Iată ce ușor. Aici am pus un limitator, prins în șuruburi, un limitator pentru a merge mai repede, să nu tot mă joc cu rama, ca găurile să fie în aceeași zona ramei. Și foarte ușor se perforează. Iată găurile se evidențiate. Merge treaba foarte bine. Deci ramele mă interesau mai mult ca să să am un randament mai bun, să zic așa, la rame. Asta lucrez acum, când am un pic de timp liber, înainte de a mai verifica câteva colonii și să le mai tratez. Cam asta este pe ziua de azi. Deci este o ustensilă care își merită toți banii, după mine, și mai ales dacă folosiți lemn de brad, rame de brad, se găuresc foarte, foarte ușor. În cele de tei, un pic mai cu atenție, că fibra este mai densă și nu merge chiar așa ușor. Un pic mai greu merge. Iată, ăsta e și ritmul real în care lucrez, nu e ceva diferit. Dar oricum, omul are timp de pierdut destul. E de foarte mult timp în zilele noastre în fața ecranelor. Acest lucru se poate vedea și numai când ieși în stradă. Deci strada este goală indiferent de vreme. Toată lumea stă pe telefoane, pe aceste obiecte care ne-a acaparat viața și ne o mâncă zi de zi. Adică rămâi așa conectat în continuu la aceste aparate. Bun, cam atât.
Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!